Întrebarea pe care diavolul ar vrea să nu-ți o pui niciodată este dacă ești mântuit sau nu. La întrebarea asta trebuie să răspundem fiecare dintre noi, pentru că de asta depinde veșnicia noastră. La întrebarea asta oamenii dau cele mai ciudate și mai greșite răspunsuri. Dar este cea mai importantă întrebare. Și dacă crezi că ești mântuit, te întreb, ești mântuit de ce? Ești scăpat de ce? Dacă nu ești mântuit, ar trebui să știi ce înseamnă mântuirea. Mântuirea înseamnă în primul rând să fii scăpat de mânia lui Dumnezeu. Noi nu suntem prieteni lui Dumnezeu. Noi nu ne naștem toți copii uh, care ne aflăm într-o relație extraordinară cu Dumnezeu. Noi suntem copii ai mâniei, spune Sfânta Scriptură, și avem nevoie să fim scăpați de mânia lui Dumnezeu, să fim eliberați de mânia lui Dumnezeu. Ți-ai simțit vreodată starea ta? Ai simțit vreodată că ești sub mânia lui Dumnezeu? Ai simțit vreodată că nu ești prietenul lui Dumnezeu? Și că Dumnezeu se află în dojmanie cu tine? În al doilea rând, să fii mântuit înseamnă să fii scăpat de diavolul, eliberat de diavolul. Te-ai simțit vreodată robul diavolului. Dacă nu înseamnă că n-ai fost eliberat de el, n-ai fost scăpat de el, n-ai fost mântuit de el. Ai simțit că diavolul te-a controlat, ai simțit că ai fost copilul diavolului. În al treilea rând, mântuit înseamnă să fii scăpat de tine în sus. Cei mai mari dușmani ai noștri, noi suntem. Noi suntem cei mai mari trădători ai noștri. Noi ne trădăm pe noi înșine prin faptul că ne punem în opoziție cu Dumnezeu și ne facem prieteni diavolului, prieteni păcatului și prietenii lumii, sistemului lumesc care este împotriva lui Dumnezeu. Să fii mântuit înseamnă să fii scos din robia ta, să fii scăpat de tine însuți, să nu mai fii autonom, să nu mai fii independent, pentru că asta înseamnă să fii robul tău. Și înseamnă să fii pus într-o stare de robie față de Dumnezeu, să fii ascultător de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii mântuit, să fii scăpat de tine însuți. În al patrulea rând, să fii mântuit înseamnă să fii scăpat de lume. Ai simțit vreodată că faci parte din curentul lumea ăștia, că dorești să fii ca lumea, să umbli ca lumea, să vorbești ca lumea, să trăiești ca lumea? Și a fost un moment în viața ta în care Dumnezeu te-a făcut să fii complet dezinteresat de direcția în care merge lumea și complet dezinteresat de ceea ce spune lumea de tine prin faptul că te întorci la Dumnezeu și mergi într-o direcție opusă lumii. Să fii mântuit înseamnă să fii scăpat de mersul lumii acestea, de trăirea lumii acestea. De asta Petru spune la un moment dat, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. În al cincilea rând să fii mântuit înseamnă să fii uh, eliberat, scăpat de condamnarea legii. Toți care stăm înaintea legii lui Dumnezeu suntem vinovați. Ți-ai simțit vreodată condamnarea asta? Ai simțit că ești osândit în fața legii lui Dumnezeu? Dacă nu înseamnă că n-ai fost mântuit. Mântuit înseamnă să ieși de sub această condamnare. Numai prin iertarea pe care ți-o dă Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Dar dacă n-ai simțit condamnarea asta, nici măcar n-ai venit să primești eliberarea de sub această condamnare. În al șasele rând, mântuit înseamnă să fii scăpat sau eliberat de moarte. Ai simțit că ceea ce meriți pentru păcatele tale este moartea? Dacă n-ai simțit niciodată, n-ai experimentat niciodată lucrul ăsta și ai crezut că poate moartea este o predeapsă exagerată pe care Dumnezeu a dat-o. De fapt, nu ai fost niciodată mântuit, pentru că mântuirea vine la oamenii aceia care au simțit că ceea ce merită pentru păcatele lor este moartea. Că asta este condamnarea meritată pe drept pentru ceea ce au făcut ei. Mântuit înseamnă apoi să fii scăpat de iad, Asta este destinația noastră finală aparte de Domnul Isus Hristos, aparte de lucrarea Duhului Sfânt, aparte de crucea Domnului Isus, de cercetarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră. Să fii mântuit înseamnă să fii scăpat de iad. Dacă nu ai siguranța iertării păcatelor, dacă nu ai siguranța faptului că te duci în împărăția lui Dumnezeu și încă ai dubii că o să te duci în iad, înseamnă că n-ai fost mântuit. Mântuirea este o siguranță că ai fost scăpat de ceea ce meriți de destinul final al fiecărui om fără Dumnezeu, adică iadul. Mântuirea înseamnă să fii scăpat de întuneric, să fii scăpat de orbirea minții. Toți suntem într-o orbire a minții. Sunt oameni care se pretind mântuiți, dar nu recunosc că au fost într-o stare de orbire spirituală până să întoarcă la Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu suntem luminați. Toți suntem proști grămadă până să venim la Dumnezeu. Toți suntem în felul acesta, suntem ori spirituali, suntem fără minte. Suntem oameni fără judecată pentru că scoatem din calcul cea mai importantă realitate. Realitatea lui Dumnezeu, a sufletului, a veșniciei, a împărăției lui Dumnezeu, a cerului, a unei lumi superioare, lumii este în care noi trăim. Ai fost mântuit de orbirea asta spirituală? Ai simțit vreodată că ai fost orb, că ai fost prost, că ai fost nebun, că ai fost fără judecată, când ai fost fără Dumnezeu? Și a fost momentul acela în care ți s-a aprins lumina în suflet și ai venit la Dumnezeu în urma cercetării Duhului Sfânt. Să fii mântuit în al nouălea rând înseamnă să fii izbăvit de legea păcatului și a morții. Ai simțit vreodată și ai experimentat puterea aceea păcatului? care lucrează cu atâta forță în tine încât, chiar și dacă ai fi vrut să faci binele, n-ai putut. Ai simțit lupta aceea, agonia aceea, în care ai fost dorin să faci binele, să trăiești moral, să trăiești cum vrea Dumnezeu și totuși te-ai văzut într-o neputință totală și ai venit datorită acelei neputințe, datorită acelei disperări în care te-ai la Dumnezeu, ca Dumnezeu să te elibereze, elibereze de acea legea păcatului care lucra în viața ta. Dacă niciodată n-ai experimentat, n-ai simțit lucrul ăsta și Dumnezeu nu te eliberează de acea putere a păcatului și astăzi încă îți mai scuți păcatului, te dezvinovățești pentru păcatele tale, în loc să le recunoști și să experimentezi viața nouă pe care Dumnezeu lucrează în, în mântuiții lui prin Duhul Sfânt, atunci n-ai fost mântuit. Mântuit înseamnă să fii scos din dușmânia în care ne găsim toți, până să venim la Dumnezeu. Noi nu suntem prietenii lui Dumnezeu, oameni buni. Noi nu suntem prietenii lui Dumnezeu, noi suntem dușmanii lui Dumnezeu. Suntem dușmanii lui Dumnezeu datorită păcatelor noastre. Da, Dumnezeu ne iubește, dar suntem dușmanii lui Dumnezeu până când nu ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, cu credință, acceptându-L pe Hristos ca mântuitor viu personal al nostru. Abia atunci suntem schimbați din relația de dușmănie într-o relație de dragoste. Asta înseamnă mântuirea. Să știi că Dumnezeu nu te urește și să știi că mânia lui Dumnezeu este luată de peste tine, condamnarea lui Dumnezeu este luată de peste tine și ți este dată această binecuvântată relație cu Dumnezeu, o relație de dragoste. Să fii mântuit înseamnă apoi să fii scăpat de pedeapsa veșnică. Nu doar să nu te duci în iad, ci să fii scăpat și de pedeapsa care îți va fi dată acolo, da? Nu mai ai acea comoare de mânie, cum vorbește Sfânta Scriptură, ci este, îți este dată o bogăție în împărăția lui Dumnezeu, o moștenire. Știi că ai niște bogății neprețuite în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă să fii scăpat de comoarea de mânie și să ți se dea o bogăție, o moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Și în final, să fii mântuit înseamnă să fii scăpat de necredință, să fii scăpat. Necredința, în sens, înseamnă independență, autonomie, despărțire de Dumnezeu, să trăiești de capul tău, să trăiești cum vrei tu. Să fii mântuit înseamnă să ai credință, să depinzi de Dumnezeu în fiecare lucru, în fiecare domeniu și sfera a vieții tale. Dacă n-ai fost mântuit în sensurile astea, n-ai fost mântuit niciodată. Și atât de mulți oameni n-au experimentat starea aceea de despărțire de Dumnezeu, de păcat, de robie. Nu și-au simțit condamnarea, nu și-au simțit starea aceea de disperare în absența lui Dumnezeu și de aceea n-au venit niciodată la Dumnezeu într-un mod real ca să fie mântuiți. Îmi doresc să fiți mântuiți, dar să înțelegeți care este mântuirea adevărată.